Haideți împreună cu mine să facem câteva minute de mișcare. Eu am ieșit în natură desculță pentru că îmi place să merg desculță și asta pentru că fac un fel de reflexoterapie, dacă vreți, pe zona tălpilor, acolo unde sunt centrii reflexogen corespunzători tuturor organelor. Și așa, puteți merge și voi pe loc în fața televizorului împreună cu mine ca să conștientizați că, da, mișcarea îți dă un pic de energie. Ieșiți în natură și faceți mai mult de atât. Astăzi un exercițiu care solicită foarte tare musculatura tricepsului. Încrucișați degetele în acest mod înspre înapoi și întindeți brațele în timp ce faceți mersul acesta pe loc. Este un exercițiu foarte eficient. Repetați-l de 100 de ori și o să-mi dați dreptate că simțiți și musculatura spatelui, dar mai ales musculatura brațelor, în special tricepsul, că este supus unui efort foarte bun. Să știți că exercițiile fizice, chiar și cele care par simple la prima vedere, făcute în mod constant, aduc beneficii enorme și sănătății, dar și procesului, dacă vreți, de tonifiere și de slăbire. Inspiră, expiră și continuă. Iar acum să îngreunăm un pic exercițiul, depărtează picioarele, întinde brațele, în timp ce apleci ușor trunchiul înspre înainte, îndoind genunchii. Este o mișcare care solicită și mai mult acea zonă. Inspiră, expiră și ai grijă să-ți protejezi pielea, mai ales dacă ești în natură. Pentru că, da, razele albastre și razele UV sunt cele care ne poate afecta pielea. Există creme pe care tu poți să le folosești pentru a o proteja. Mă bucur că ai făcut și astăzi mișcare cu mine. Continuă emisiunea!